secolul 21. Nu uita să te abonezi canalului dacă îți plac materialele noastre. Și dacă nu-ți plac, poți să te abonezi pentru că s-ar putea la un moment dat să înceapă să-ți placă. Zic eu, uite, intri pe telefon, intri pe canalul nostru, apeși abonează, după care nu uita clopoțelul. Dacă apeși clopoțelul, toate notificările vor veni în timp real și vei ști exact atunci când postăm. Clopoțel! Hei, ultimul AV Custom pe care l-am prezentat chiar mi-a plăcut foarte mult și sunt foarte curios să văd ce este aici. Este un HX2003. Ah, un high kappa. Super. Evident, cutia foarte frumos măzgălită de către AV Custom. Owner's manual, ca de obicei, for ages of 18, made in Taiwan. Și niște recomandări unde spune că nu este o jucărie și ar fi bine să nu tragi în alți oameni. Cu toate că noi constant cred că asta facem. Ha, ha, ha. Frumos, frumos, frumos. Deci trecând peste pachetul deosebit pe care n-am ce să prezint eu, cutie de carton. Și încărcătorul și... this is nice. This is nice. Deci primești o jucărie, primești un încărcător, un pin, ca să poți să-i scoți maguelul, ok, și mai primești un RMR. This is nice. Trebuie să dai ținta jos, după care se montează și pe asta poți să-i pui un red dot. Super. Foarte tare. Știi cât cauți o șină de asta? Deci o cauți toată viața ta și nu o găsești. Și acum la pièce de résistance. Este un high kappa de la AV Custom, care arată foarte frumos. Chiar arată foarte frumos și nu pot să nu mă minunez. Evident că un high kappa, deci frame-ul principal este din metal, manșonul este din metal, mânerul evident este din plastic și maguelul este și el din metal. Siguranța și tot ce trebuie este din metal, în orice caz, un pistol care totuși are o oarecare prestanță. Cei de la AV Custom nu se dezmint. Și uite cât de frumos se armează, rămâne țeava pe loc cu partea superioară de la țeavă. În mod normal, gaura asta la pistol adevărat ar trebui să fie un compensator, ca să-i mai reducă din recul. În momentul în care tragi, practic pe aici este evacuat gaz și îți împinge un pic de pistol în jos. Și chiar ar trebui să conteze chestia asta. Dar arată foarte frumos. Dacă ne uităm puțin la el, o să vedem că este un high kappa standard, adică în partea din față și de jos avem șina, care din păcate nu este picatinie, este o șină de 20-22 și atât, dar are totuși un șanț. Fiind platformă de high kappa și anume de 1911, în partea din spate există siguranța pentru trăgaci, deci dacă nu-l ții în mână, nu poți să tragi, trebuie să-l ții bine în mână înainte să poți să tragi cu el, și siguranța de cocoș, care va funcționa doar atunci când este armat cocoșul, evident. Și cu ocazia asta se blochează și manșonul, o funcție moștenită de la bătrânul 1911. Sistemul de ochire cred că este reglabil, pentru că are un șurub pe care scrie up și care se pare că se și învârte și este prevăzut cu niște fibre luminiscente foarte frumoase. În față verde, spate portocaliu și chiar poți să ochești ușor cu el. Nice. Chiar se aprinde ceva pe acolo. Trăgaciul este un trăgaci drept care ar trebui cumva să-ți ofere un oarecare confort dacă vrei să tragi la precizie, cum se spune. Pentru că trăgaciul clasic era o idee mai în spate și rotund. Acum se poartă trăgaci drept. Toată lumea poartă trăgaci drept. Ce trăgaci îți place? Drept sau concav? Adică asta sunt chiar curios. Slide catch-ul este pe partea stângă. Evident, ne aducem aminte că este fabricat în Taiwan, țara tuturor posibilităților. Cine știe de unde este replica American parts, Russian parts, all made in Taiwan. Aștept. Deci, pe partea stângă există slide catch-ul și pe partea stângă tot mag catch-ul, care din păcate nu este ambidextru. Și încărcătorul care pare să fie standard Tokyo Marui, cu o garnitură roșie, evident toate garniturile de la AV Custom sunt roșii. Valva este dintr-un soi de inox și are garnitură, deci când îl încărcăm nu face face doar și gata. Și hai să și tragem, cred că sunt foarte curios cum trage. Uite că mi-e un pic milă, uite ce frumos se continuă chestiile astea aici, adică dacă te uiți de pe șina de jos, din partea de frame central până în sus, se continuă rizurile astea. Dar e să ții țeapă, știi, când vrei să-l armezi și prinzi rizurile, zici, pute, ce nu-ți armezi? A, nu-l țin cum trebuie, știi? Vrei să armezi de ca la shotgun. Pistoalele de la AV Custom mereu m-a impresionat, uite și mânerul. Mânerul este acoperit cu un soi de textură, dar nu hexagonală, e rotundă, dar pare hexagonală.
Și este prin turnare, nu este alezat ulterior, dar în orice caz își face treaba, adică e foarte aderent. În principiu, când tragi cu pistolul, cam îți transpiră mâna și la un moment dat îți cade din mână din cauza asta. Și oamenii fac fel de fel de stippling, mimbling și alte chestii. E, asta vine direct cu tot ce trebuie, doar să apuci de el și să tragi. Și intră mai exact 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 de bile. Mi-aș fi băgat mai multe, dar mi-e place să las locul sus suficient de mult încât să se miște în voie ultimele bile. E foarte important, că dacă nu se mișcă în voie, s-ar putea rupe nozul, ceea ce e un lucru destul de rău. Poc. Care mai și trage? A, dar vreau să fac și un cromo, stai așa. Deci am pus bile de 0,2. Trag. Mamă, deci pot să nu clipesc. Bă, știi care chestia? Că el are un joule, adică cu 0,20 are 102. Ia, se aude foarte tare, dar are un joule și 0,5. În orice caz, se aude tare. Asta chiar cu siguranță se aude tare. Hai să terminăm și noi magul, poate reușim ceva. Atenție că se trage! Mamă! Ai auzit? Adică s-a simțit spre final că scade ceva, dar le-a tras pe toate și mai are, adică chiar mai are. Merg captan. Și nici nu s-a răcit atât de tare, deci e așa, un pic. Nu e transpirat, nu e... Ia să zic cât mai are. Mai avea fix pe fix, era 2-3 focuri mai avea. Dacă mai lăsai să se mai încălzească, mai intra. Da, chiar sunt foarte încântat de cum a tras, pentru că oricum High Kappa are capacitate foarte mare. De-aia se cheamă High Kappa și are foarte mult spațiu pentru depozitarea gazului, este foarte mare, din fericire. Dar se simte foarte bărbătesc când tragi cu ele. Simți, îți vine să încordezi mușcă așa, știi, când tragi cu ele. Poți să pui pe masă așa? Adică, cum, cum? Adică gen vin de la muncă și pe le-am așa. Așa? A, nu, că nu stă, nu, de stat nu stă. Ăsta e un magul, ăsta e făcut special ca să poți să alimentezi mai ușor încărcătorul propriu-zis. În momentul în care ești beat și vrei să tragi cu el, și îl bagi de limenește acolo, că ăsta practic te ghidează, știi? Dar poți să-l dai jos, pentru că în pachet există pinul mai scurt. Dacă vrei să fie mai slick, ai dat talpa jos și e totul perfect. Și pui remereu, pui un redot de la micuț și ai și redot. Ce să zic, nota 10. Nu știu cum trage ca și precizie, dar cel puțin cum arată și cum funcționează. Ia să vedem totuși ce e în interior, că sunt foarte curios. Challenge. Challenge. Bă, termină? Bun. Ia uite ce frumos arată în challenge. Și în primul și în primul rând mi-a atras atenția tamponul pentru ghidajul de la recul. Foarte interesant. Nozul este roșu. Așa cum spun producătorii, nozul ăsta roșu știe și CO2, cu toate că eu n-am văzut încărcătoare de AV Custom de High Kappa pe CO2. Garnitura este clasică, arcul este foarte puternic și pare să miște destul de lejer. Da, îmi place ce văd aici. Pare să fie curățel, pare să fie uns în primul rând, adică unul dintre puținele pistoale care vin gresate cât de cât. Și pare să fie un sistem clasic de High Kappa, care funcționează, blochează, trage, etc. etc. Poac. Dar nu vreau să-l mai las din mână. E atât de mare și bărbătesc, când te joci cu el, ești că ai un tun în mână, e pe sistemul, dă-te la o parte că urmează să trag. Și după aia faci că buf. Știi, în slow-mo așa, știi, când tragi la Mythbusters. Da, să vadă dacă poate curba glonțul, dacă mișcă mâna. N-ai cum vărurile să-l curbezi oricât te-ai chinui. La Airsoft trebuie doar să faci așa, deci cum îl ții așa, doar să faci așa. Și îl vezi. Da. Păi da, are hop-up. Da. Hop-up-ul îți ridică bila dacă e perfect orizontal. Dacă tu îl întorci, el deviază. El, uite cum e așa, el deviază. Știi? Și când trage așa, bila se duce așa. Păi da, nu-i trăgeam, eram după ăștia, că am tras după clădire. Păi da, s-a dus fuga afară și am început să trag cu el, știi? Era, bă, grame, ai tras după clădire, nu se pune, bă, da? Dacă ți-a plăcut acest pistol, cu siguranță mie mi-a plăcut, dă un like. Îți mulțumim că ai fost alături de noi și te invităm să vizitezi energy.ro.
acolo vei găsi această minunată jucărie, cât și multe accesorii destinate Airsoft-ului și replici de Airsoft și multe alte surprize. Nu ezita, energy.ro. La revedere!